fost convocat la ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția primarului numărul 332 din 25 octombrie. Sunt prezenți 14 consilieri din cei 15 în funcție, lipsește doamna Antoana Maia Elena. La ședința se poate desfășura în condiții normale. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Propun să votăm procesul verbal de la ședința anterioară. Comisie. Deci dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal anterior, dacă nu sunt, supunem la vot procesul verbal. Pentru ordinea de zi au apărut două urgențe, sau discutate, de fapt, și anterior. Se dorește suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui bud de excavator de către SECE Util Preserv, care s-a discutat și la ședința de comisie, și proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii terenurilor referente exploatării izvoarelor de apă minerală. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot întreaga ordine de zi cu suplimentarele intervenite. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul 1. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului consolidat al Unității Administrativ-Teritoriale al orașului Sărim Moldova la data de 30.09.2017. Inițiator, Vasiu George, primarul orașului Sărim Moldova. Dacă sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Se trece la punctul 2. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului calendar de lucru al Comisiei Sociale de Analiză și Soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora la nivelul orașului Slănii Moldova, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănii Moldova. Da. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă nu sunt, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Slănii Moldova la unor bunuri imobiliare, urmare a identificării și delimitării conform documentelor cadastrale în vederea intabulării în cartea financiară. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănii Moldova. Da, aici aș vrea să fac doar câteva precizări, având în vedere că trebuie să știe și cetățenii noștri. De când am venit, am început o inventariere a terenurilor care nu au fost cadastrate și pe o listă de priorități am reușit să aducem 28 de terenuri noi cu diferite suprafețe și încă 32 vă invităm să aprobați corecția de suprafețe, având în vedere că ele au fost măsurate cu ruleta și astăzi sunt măsurate în coordonate stereo. Și este foarte important să continuăm această acțiune. Este o urgență acum, întrucât pentru a implementa proiectele cu finanțări europene este necesar să facem dovada prin hotărâre de guvern că acestea sunt în proprietatea noastră. Și parcursul este ca după aprobarea dumneavoastră noi să facem documentația către guvern, să le aprobăm și după aceea să fim 100% proprietari ai acestora. Nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre
pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănim Moldova, numărul 143 din 11.10.2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul dezvoltarea potențialului turistic în stațiunea Slănim Moldova. Inițiator Baciu George, primarul orașului Slănim Moldova. Da, pentru că la ședința extraordinară nu s-a afirmat, aș vrea să fac câteva precizări referitor la acest proiect. El vizează în principal dezvoltarea infrastructurii turistice, respectiv străzile din localitatea, din stațiunea Slănim Moldova. Ghidul de finanțare nu permite să modernizăm, din păcate, străzi aferente locuitorilor noștri. Aici intră străzile în totalitate, strada Vasile Alexandri, strada Mihai Eminescu și strada Ion Creangă, inclusiv legătura dintre strada Mihai Eminescu cu strada Porumbeilor până la, în spate, la Perla, la Coroana Moldovei. Tot aici mai intră amenajarea parcului, reamenajarea parcului cu locuri de joacă, dar și cu terenul de sport și alei. Și terenul de la baraj, parcarea de la baraj, care am reușit să o intabulăm și să o punem pe acest proiect. Iluminatul public în toată stațiunea și alte facilități de internet, telefonie, supraveghere, video, toate aspectele astea necesare, sau un post de radio, o sonorizare în punctele principale prin care îți putem transmite anumite informații în permanență. Noi sperăm ca acest proiect să treacă și să reușim să amenajăm cu fonduri europene această stațiune. Cofinanțarea este de 2%. Ați luat cunoștință de ea de data trecută și el acum practic se lungește pe 3 ani. Data trecută a fost pe 2 ani, acum este pe 3. Alte modificări nu sunt. Suma rămâne și aproape 5 milioane de euro ca și sumă solicitată de noi pentru finanțare. Da, dacă sunt discuții? Sunt de acord cu această propunere de proiect, cu realizarea acestor străzi în Slănic Moldova. La ședința de comisie am venit cu o propunere vis-a-vis de reabilitarea și modernizarea străzilor din afara stațiunii, spre Cireșoaia. La următorul proiect, dacă există fonduri și dacă aveți și un fond special, știu eu, pentru întregirea lui, n-ar fi rău ca și străzile, începând de la, știu eu, Biserica Catolică la Vale, având în vedere că sunt foarte multe unități turistice, să încercăm, știu eu, în felul acesta, să refacem acele drumuri pe care le frecventează și turiștii, nu numai locuitorii din Slănic Moldova. Deci asta e propunerea pentru viitorul proiect. Da. Din păcate, la momentul acesta nu este niciun culoar de finanțare pentru orașe mici, pentru străzi, pentru infrastructură rutieră și pietonală. Vă spuneam la o ședință de Consiliu Local, noi avem, țintim un proiect de mobilitate unde suntem eligibili să facem trotuare și piste de biciclete și alte, alte utilități și țintim să facem asta în principal pe lângă drumul național, de la Pârâul Ustroiu, de unde încep pensiunile, până la camping. Dar din cunoștințele și ne ducem frecvent la ADR, se va deschide o linie de finanțare și din această cauză, astăzi, când ați votat suprafețele, o să vedeți că este și strada Bradului, și strada Rieșului. Începem să le aducem în proprietate, să le cadastrăm, respectiv este dovada că ne interesează acest lucru. Nimeni nu o să-ți finanțeze un bani fără să fii proprietarul străzii respective. Nu toate sunt acum inventariate pe coordonate moderne, stereo actuale, dar ne străduim să le facem toate și cum a apărut finanțarea să fim mai pregătiți decât
decât a fost până acum. Știți foarte bine că 8 luni de zile ne-am chinuit să cadastrăm doar străzile astea, că sunt probleme cu suprapuneri, cu alte lucruri care întârzie asta. Răspunsul este că ne interesează foarte mult și vom face tot ce putem să punem în aplicare repede un proiect de genul acesta. Consiliu, și reacționat la acest proiect, sunt în totul de acord, era normal, având în vedere această oportunitate. Și vreau să întreb dacă, vis-a-vis de discuția care am avut-o, și azi am avut-o discuția la Consiliul Județean, cu Ion Creangă, cu trecerea către Eminescu, pe acolo, când v-am arătat eu, dintre Flora și... Da. Poate să găsim o extindere, ca acolo, vis-a-vis de extinderea de la Venus, eu sunt foarte de acord, dar o văd foarte grea, pentru că eu știu foarte bine ce e acolo. Eu am vrut să, dacă ați observat acolo, eu am asfaltat acolo în timpurile trecute și foarte greu, pentru că ea a fost amușcat din dealul ăla, aleea, însă nu este nicio consolidare. Da, în același timp ăla ne propunem să facem... mult de lucru, da. Și mă gândesc că aici... Ne propunem să-l facem pietonal. 50 de metri, acolo... pentru că e chestia de aprobarea ISO care trebuie să o avem. Nu este, nu poate să urce mașină. Uitați, caut exact planșa. Aici, la una din planșele de astăzi, avem exact hotelul Flora, vedeți? Deci în spatele hotelului Flora, aici pot să vă arăt exact, am cadastrat, de fapt, deci asta este malnașul, da? Da. Și ăsta este terenul din spate, care am adus în proprietatea noastră, tocmai în ideea pe care dumneavoastră, da? Deci, astăzi ați aprobat această suprafață. Ea este de 964 de metri pătrați, inclusiv scările de coborâre. Aleea, pietonală, de sus până jos și tot terenul ăsta din spate. Și într-o perspectivă ulterioară există o probabilitate. Deocamdată am făcut primul pas. Că dacă terenul nu e al nostru, nu putem să luăm decizii asupra lui. Bun. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu avizul Punctul numărul 5. Prezentarea raportului de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativă Teritorială Slănic Moldova, județul Bacău, de către reprezentanții instituției prefectului județul Bacău. Da, nu sunt probleme grave, sunt probleme de natură să le îndeplinim. Noi suntem în grafic, dumneavoastră sunteți în grafic, sau o să fiți, este important să știm despre ele și să ne aliniem, pentru că nu avem un alt scop de a ne sustrage la îndeplinirea sarcinilor date de prefectură, care în principal vizează suprapunerea cu legislația în vigoare. Cu audiențele am discutat la comisie, nu cred că sunt probleme, dar dacă sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Nu, asta e informare. Consilierii să primească acele registre, dacă nu se facă fiecare un registru, și să înceapă audiențele. Asta e concluzia. Dar următorul punct. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către PC Util Reserv SRL Slănic Moldova a unui buldoescavator. Da, aici am vorbit ieri la comisie, dar pentru cei care ne urmăresc, este vorba de un tractor cu dotări specifice pentru sezonul de iarnă acum, cu cupă și lamă de zăpadă,
urmând ca la primăvară să completăm în funcție și de buget, dar sperăm să facem economii și să încercăm să avem un utilaj al nostru, foarte important de altfel, nu avem nici măcar o betonieră la momentul acesta și trebuie să ne gospodărim. În același timp, trebuie să vă spun că am disponibilizat 9 persoane de la firma Util Press, în principal persoane care de la spații verzi, de la seră, o să încercăm să ne descurcăm cumva în iarna asta. Asta nu înseamnă că nu o să fie flori la anul în parc, poate nu așa multe, dar trebuie să facem o economie. Aceste persoane le vom reangaja în luna aprilie, când începe sezonul de al nostru de stațiune și le-am și promis acest lucru. Încercăm să restructurăm cât putem de mult, să facem economii, să putem plăti datoriile și dacă reușim să și cumpărăm ceva, suntem și noi bucuroși. De fapt, concluzia este că acest utilaj va fi plătit din economia care o facem de la cheltuielile cu forța de muncă și sperăm să aducă și un plus. Sigur, dar în același timp noi avem am scos la licitație și a ieșit 90 de lei pe oră de funcționare de buldo. Adică dacă în iarna asta nu mai plătim la terți, atunci estimăm că vom face o economie importantă și în funcție și de cât va ninge. Dar este important că am pornit pe un drum bun. Este nou-nouț, este cel mai ieftin de pe piață, produs la... Da, iar tractorul este 19.600 de euro și lama, cred că 1.800 și încărcătorul frontal, că vine cu un încărcător frontal care poți să atașe și cupă și alte... Bine, el are toate dotările necesare pentru buldo, pentru tăietor de crenci, pentru tuns zăpadă, pentru mătura stradală, adică este cu toate cuplele și toate prize de putere și toate celelalte elemente, în așa fel încât atașând mereu, mereu câte un accesoriu, să putem ajunge la un utilajul cumpără utilul, nu? Util Press? Utilajul cumpără utilul pentru că noi avem datorii la util și să-l cumpărăm și își deduc TVA-ul, sunt niște avantaje. Utilajul se cumpără, se plătește un avans de 19% TVA-ul și un an de zile fără niciun fel de dobândă. Adică este o facilitate care ne oferă producătorul, este... Nu știu dacă am voie să dau marca, dar este românesc, așa că nu... Da, suntem... Toată mai bine. Curajăm cu piese. Da, da. Nici furnizor cu piese, cu totul, au magazin la... în toată țara servisuri, printre care unul chiar la Onești. Am rămas surprins să constatăm că au servis. Ei sunt mai mult pe forestier, că au foarte multe utilaje din astea forestiere. Și de acolo vine și avantajul, da, că nu făceau ei servis pentru câte tractoare vând în zonă, dar avem multe tafuri și alte echipamente. Da, am forțat puțin lucrurile aici. Sperăm să găsim 25.000 de ron. Este... avansul pe care trebuie să-l plătim și să... La, noi ne-am propus până la sfârșitul lunii noiembrie să vină, maxim. Noi votăm în calitate de AGA acum. Nu. Nu. AGA a votat, are punct de vedere, a votat Consiliul de Administrație, a votat AGA și AGA vine în Consiliul Local pentru că noi am limitat Consiliul Local, dumneavoastră ați limitat să nu cumpere, să nu facă achiziții mai mari de o anumită sumă și ei se încadrează aici și chiar dacă nu s-ar fi încadrat, e bine să știți și să votați, că nu știu cine s-ar putea opune la să așa, pentru curiozitatea dumneavoastră, orașul Comănești are 13 utilaje pentru dezăpezire în proprietatea primăriei. Adică, așa, cam așa stăm la momentul acesta. Și noi am avut câteva, dar... Da. Este foarte bine. Că ideea e cea mai bună. Bun. Eu aici aș vrea să fac o remarcă. Dumneavoastră, ieri în comisie ne-a spus despre demisia directorului la APASER. Așa, da. Și util
Eu da. Zic că dumneavoastră ați mai vorbit cu el, să-l întrebați că eu nu-l cunosc pe domnul, atât l-am văzut de vreo 3 ori, am stat cu vreo 2 ori de vorbă cu el, dar s-a văzut că, știi, se organizează oameni și s-a văzut satul în seara, s-a făcut curat acolo sau acolo. Zic eu că e o pierdere mai mare decât alții care s-au angajat sau se vor angaja. Sincer, față de cel care a fost înainte, el a făcut cam tot ce n-a făcut ăia. V-am zis, nu-l cunosc, nu-i rudă cu nimeni. Bun. Nu-i sunt... Ar te pliu cu el, însă cred că ar trebui să discutați un pic noastră, sunteți ordonator de credite și inclusiv societatea în subordinatul local. Noi nu putem discuta unii cu alții acolo așa... Dar problema că e în subordine, independent de banii care există exact. La... Și vă spun, deci, domnul Munteanu, totul a plecat de la faptul că această restructurare... Nu, dar eu, eu, vă... eu am văzut ce s-a, ce s-a făcut cu el. Sau a venit acolo unde v-am arătat, am făcut curățenie tot dealul ăla în spate la Flora, în spate la Nemira și am strâns sace, chiar și azi am discutat cu el, sau ieri, nu știu. Nu, înainte de a avea ședința, am discutat cu el, se vine să ia alea care erau, le-am strâns, zic, să nu le mai ia urșii. Că cineva le-a depus, este bun. Domnul Dască. Eu vă dau răspunsul foarte repede. Bun, eu să știți că nu țin să... Bun. În primul rând, că e normal să discuți. În primul rând că am participat la toate ședințele de Consiliul de Administrație de când s-a pornit guvernanța corporatistă până astăzi. Știu toate relațiile de comunicare, de absolut tot și ce s-a făcut. Sigur că cifrele spun că suntem pe un plus, suntem pe o îmbunătățire. Cerința mea este, a fost și rămâne să restructurăm și domnul este foarte necăjit că restructurăm. Eu mi-am asumat și din alte puncte de vedere faptul că chiar dacă nu reușim să dăm zăpadă așa de repede la iarnă sau să facem anumite acțiuni care ne vor atrage niște critici. Eu nu exclud să nu facem față la un moment dat. Avem un contract paralel, ne mai descurcăm cumva, dar v-am argumentat mai devreme că avem mare nevoie de această restructurare și nu exclud ca luna viitoare când veniți la ședința de Consiliu să aflați că și din primărie o să facem o restructurare pentru că fără a diminua cheltuielile și a crește veniturile, nu ieșim din acest... altfel avem grijă de toată lumea. Eu nu am ce să-i reproșez domnului director. El este supus monitorizării Consiliului de Administrație și vreau să vă spun că sunt foarte bucuros că avem oameni în Consiliul de Administrație care știu să întrebe, știu să analizeze documentele, știu să se uite în teren. Adică chiar sunt bucuros de asta și eu cred că vom găsi o persoană care să continue. Probabil un membru din Consiliul de Administrație interimar va ține locul directorului și pornim procesul de selecție și vom reuși. În același timp este și greu să știi să fii responsabil unei firme de utilități și să fii la 40 de kilometri. Adică aici cred că ar trebui să analizăm noi ce resurs uman avem noi pe Valea Stănicului care să preia această... Domnul Șandru a ieșit la pensie. Bine, e bine. Bine, dar asta lăsați-mă, e decizia dânsului, domnul Munteanu. Deci nu l-a forțat nimeni să demisioneze. Nu, dar nu ați înțeles. Eu am discutat cu dânsul și pe noi ne-a pus o leapă. Rezultate, că vis-a-vis de Șandru, e bine cu el și la pensie. Eu venit timpul, dar omul ăsta a făcut treabă. Poate că ne-a surprins. A venit și a pus demisia pe masă și ne-a surprins pe toți. Da, bine, probabil are alt plan, are o altă ofertă, are un serviciu mai rentabil. Asta e situația. Nu am întrebat dacă ați discutat eu, nu... Am dat, chiar eu chiar l-am întrebat ce l-a determinat sau ce l-a speriat. Pentru mine, că e bun. Bun. Haideți să vedem ce face cu tractorul și... Dacă nu mai sunt discuția, am văzut comisia. Pavorabil. Cine este? Pavorabil. Următorul punct. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului aferent exploatării izvoarelor de apă minerală terapeutică de la deținătorul legal al acestora. Da. În primul rând vreau să
vă reamintesc, dar în principal să anunță cetățenii noștri și turiștii, vizitatorii, că am obținut licența pentru explorare, pentru administrarea apelor minerale de la Seni Moldova, care va avea două etape, o primă etapă de explorare și a doua etapă de exploatare. Și suntem foarte bucuroși, s-a publicat în Monitorul Oficial, suntem practic în situația că primăria UAT Seni Moldova, prin Consiliul Local, bineînțeles, va administra aceste resurse, respectiv 10 izvoare de apă minerală din 11, mai puțin izvorul 3, pe care o să-l administreze Institutul de Balneologie. La momentul acesta, pasul următor este să facem demersurile, de data asta actualizate față de legea minei și alte aspecte, să închiriem aceste terenuri. Dumneavoastră știți că ați mai aprobat o dată, am făcut o evaluare acum 5-6 luni de zile și pe baza acelei evaluări astăzi, rezultând niște suprafețe din teren, noi le-am pus pe hârtie și propunerea este să închiriem suprafețele de teren, așa cum ele au fost construite de altfel pentru izvoare, pentru suma de 769 de euro pe lună. Suma este rezultatul evaluării făcute de evaluator autorizat, transformat în suprafețe metri pătrați de teren și de clădiri, conform anexei. În sensul în care la izvoarele 1 și 8 avem 68 de metri pătrați, la 1 bis 10. Am pus și 3-ul ca distribuție, pentru că el, distribuția ne interesează pe noi. Noi avem înțelegere cu Institutul de Balneologie că în momentul în care dumnealor vor porni explorarea, exploatarea, atunci ne dau și nouă apă gratis. Și atunci l-am pus ca suprafață să nu mai trebuiască atunci să mai luăm încă o altă hotărâre. La izvorul 5 de ochi și casa de distribuție a apelor minerale. Astea sunt terenurile lui Flora și eu vă rog să fiți de acord cu asta, întrucât nu am avut altă bază de apreciere. Evaluatorul este evaluator. Sperăm ca proprietarul respectiv, adunarea creditorilor de la Flora, să fie de acord să închiriem aceste terenuri și să trecem la pornirea izvoarelor și mai departe întreținerea lor și așa mai departe. Prețul conține TVA? Prețul nu conține TVA. E trecut undeva? Da, nu? La schimb. A, nu se plătește. Ba, se plătește. Da, dar există o posibilitate să închiriezi fără TVA. Legea permite. Deci dacă nu spune fără TVA, să nu plătește, că e prețul total. Da. Dar el în evaluare cum a pus? Nu, așa, fără TVA. Exact așa cum a fost. N-a fost nimic. N-a fost nimic, fără. Adică nu există precizare. Nu știu, aici eu cred că prețul ar trebui să fie un preț comercial și TVA-ul ar trebui adăugat. Dar dacă legea îți permite să nu îl pui, să faci... Da, dar dacă le închiriezi la o persoană fizică, dai jos TVA-ul? Nu. Adică, cu noi vorbim... 922. Păi nu, domnul, m-ați înțeles? Adică... Pentru această societate astea vor fi venituri și el va plăti TVA. Pentru că va face factură. Da. Și factura va conține TVA. Dar ai voie să facturezi chirie, vă dau 100%. Dacă este așa, ai voie să facturezi fără TVA. Okay. Respectiv, o să-i cere să ne facturezi fără TVA și gata. Dar dacă discutăm de evaluare strict, evaluarea se face la un preț net. Ăsta-s banii. Noi nu deducem TVA. Nu deducem. Dacă nu o să-l poată deduce, o să trebuia să-l plătim, dar eu propun să aprobăm prețul ăsta ca sumă. Da. Și dacă nu reușim să-l convingem, să facturezi fără TVA, atunci mai întoarcem o dată, dar sper să nu se întâmple lucrul ăsta. Întrebări. Dacă ce face altceva, că singura soluție pentru moment ca să... Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Ar fi aceasta. Nu știm dacă se va aproba, da? Vom vedea. Dacă nu facem pasul ăsta, nu o să știm. Da. Haideți să depășim etapa asta și... Da. Noi am făcut mulți pași de când tot aprobăm. Nu, prin pas mai clar. Am mai aprobat cea cu jumătate de ani. Câteodată mai aluni. Da, eram n-am stat degeaba. Eram într-o altă
ipostaz atunci. Da. Am aprobat de un an de zile, cred că avem 7 hotărâri de Consiliu Local referitor la izvoarele astea. Da. Dar niciuna nu s-a făcut de aiurea. Fiecare a avut rolul ei la momentul respectiv. Acum s-a publicat săptămâna asta, săptămâna vinerea trecută. Deci nu avem nici măcar o săptămână de când s-a publicat că suntem titulari licenței de administrare. Acum avem o altă autoritate în fața, el trebuie, este obligat să ne dea dreptul de servitute, rămâne să vedem dacă ne înțelegem pe sub. Aici e toată treaba să înțeleagă și ei chestia asta, că s-o schimbă poziția noastră. Păi am invocat-o în adrese, în totul, suntem. Faptul că au venit astăzi aici nu este întâmplător, i-am invitat, prima dată ne-au refuzat, am făcut prima dată o ofertă, am trimis oferta pe care ați aprobat-o dumneavoastră acum ceva timp în urmă. După care au spus că nu sunt de acord cu aia, că e mai mică, așa, după care i-am invitat și astăzi au venit, trebuia să vină vineri, astăzi au venit, am măsurat, am făcut pașii și e caldă de o jumătate de oră înainte de ședința de Consiliu, că altfel trebuia să facem o ședință extraordinară și mă bucur că am reușit să ne încadrăm. Poate reușim să le pornim foarte repede. Ne dorim cu toții acest lucru, fără niciun fel de rezerve. Și dumneavoastră și noi. Se curgă apa la izvoare, se recurg. Da. Să fie acces liber. Corect, eu știu, pentru dumneavoastră e nemaipomenit. Nu veți plăti nimic, nu e nicio problemă. Nu are și care îți fere băia care plătesc că toți vei drept pomenitul. Da. Nemaipomenit o să fie, știi? În orice caz, dacă ne comparăm acum cu Olăneștiul sau cu alte, în care o sticluță n-a este 10 lei, e o diferență. Dar nu ați vrea să fie no, pena lui doamna Tudor de la Olănești peste câtva timp? Nu. No. Da, domnul Munteanu, noi împreună dezvoltăm. Trebuie să aprobăm chestia asta în ora zvoleți ca să vedem dacă... Nu, dar am fost de acord, dar nu da, să vă scurt că chiar vine mai bun. Este bine. Pentru că noi am propus chiar 800 și... Mie curios dacă firma de insolvență este saturat cu suma asta ca să obțină insolvență de parazitul ăla. Bun. S-au mai schimbat lucrurile și la firma de insolvență sau la creditor. În sensul în care, dacă acum 4 luni de zile, 5 luni, când noi am propus suma asta, n-a fost de acord și pentru faptul că adunarea creditorilor i-a recomandat să le scoată la închiriere, să vadă dacă nu cumva obțin un preț mai mare. Au trecut 4 luni de zile, nu a cerut nimeni aceste terenuri, respectiv este un argument în plus că la momentul acesta nu are nu știu câte solicitări ca să ne facă nou un rabat de la care avea o solicitare dublă și... Plus licențele care... Plus licențe, sigur. Astea două argumente sunt foarte importante și... E fără licență zero. Bun. Dacă noi în unanimitate ne dăm dreptate, să vedem dacă... Bun, eu vă citesc apropo de... Bun, haideți să votăm asta și după aceea vă... Favorabil. Dar să spună la vot cine este de am reușit aici să intru în posesia unui raport medical din 1906 al stagiunii balneare din 1906 făcut de doctorul medic inspector rus senior, la vremea aceea medic inspector. Și aici, apropo de ape, nu vreau să-l citesc tot, că o să-l dau public, dar apropo de ape, el spune așa, că s-au făcut 5562 de băi, hidroterapie 12.000 și așa mai departe și el spune, produsul apartamentelor și hotelurilor date cu chirie, că atunci totul era al Spitalului Sfântul Spiridon, a fost 47.732 de lei și taxa de cură și muzică 13.917. Eu am calculat, e aproape 30%. Adică, nici atunci stațiunea noastră nu se dezvolta așa din alți bani decât din taxele pe care le plăteau. Uitați, jocul de cărți 12.358 de lei. Erau niște venituri generate colateral de tratament și de cazare probabil care acopereau cheltuielile și dezvoltau parcul și celelalte și trebuie să înțelegem că fără să punem niște bani. Și eu vă asigur că vineri la discuția despre impozite și taxe o să detaliem. Sunt trei componente care trebuie să contribuie la acești, la izvoare. Prima componentă este tratamentul pe CNPAS, pentru că ei sunt dovediți că vin pentru izvoare. Al doilea este din taxa specială, o parte din taxa specială să o ducem
nu numai pentru curățire și pentru alte costuri, și al treilea este din taxa de parcare. O componentă din taxa de parcare o să o ducem acolo, pentru că foarte mulți care parchează, în special de la Sfântul Spiridon în sus, iau apă minerală. Nu exclud ca pe zona de izvoare la deal, cum am propus anul trecut, dacă vă amintiți, să fie o taxă de parcare mai mare. Tocmai ca să, ăla nu o să-l vezi cărând 500 de metri bidoanele cu apă. Că ați văzut cum vin, câte 2 de 5 litri într-o mână, 2 de 5 litri într-o mână. Eu nu spun că trebuie să plătească apa, dar măcar o parcare ar putea să plătească. Și atunci vom analiza împreună și vom trage o concluzie. Câți bani ne trebuie pentru asta și de unde luăm acești bani. Deci este indiscutabil că trebuie plătită taxe de parcare și taxe de stațiune. Trebuie să-i găsim în schimb formă. Pentru că taxe, nu numai de stațiune, taxe de oraș, taxe de ce vreți, se plătește în toată lumea. Dacă o fi un caz sau două în care nu se plătește, astea sunt excepții care întăresc regula. Taxa de parcare, noi ne confruntăm cu un fenomen. În weekend, în special duminica, da? Astăzi lumea are aproape la, din două case, unul are mașină. Ca să nu spunem și mai mult. Trei au mașină. Da, da. În unele cazuri, da? Da? Statistic, să zicem așa. Și atunci ei se urcă în mașină, de la Moinești, de la Comănești, de la Bacău, Vascoi, da, Iași, da? Se urcă în mașină și, ei nu, era de la Vascoi, dacă vine, ăla se și cazează, că nu bănuiesc că nu vine, dar... Bă, mai știi, nu știu, s-a posibil să meargă. Noi. Dacă merge 200 de km cu mașina, 200 întors, până, nu? Nu știu, asta e la urmă. Pentru 5 litri de apă. Da. Pe aici, stau câteva ori, pleacă la acolo. Și atunci, pentru că noi le punem la dispoziție, deci ei nu întâmplător aleg să vină aici, pentru că au niște facilități, da? Ca să putem ține nivelul acestor facilități la un anumit nivel, să putem menține un nivel acestor facilități, de undeva trebuie să facă, pentru că nu intra în conflict nici cu cetățenii, că n-au ei nicio vină ca să pună, da, nici cu hotelierii, da. Nici cu hotelierii, da. Că eu care stau la 4 km și ceva de aici, nu pot să plătesc toate derile care sunt aici, da? Da, e orașul împărțit pe zonă. Bun. Bun, dar noi vorbim aici de taxa specială și taxa de parcare. Nu are nicio legătură cu impozite. Are legătură taxa specială, se poate lua suplimentar oricărui turist, și taxa de parcare este problema noastră să o încasăm cât mai mult din cei care vin. Eu vă spun, noi la momentul acesta nu încasăm 10% din mașinile care vin la parcare. Pentru că n-am blocat roți și nu am făcut n-am avut o atitudine opresivă asupra lor. Am mai pus vânzare. Pentru cine a ales să vină, scuzați-mă, 50 km sau 30 km și, da, până aici, are niște rațiuni. Nu cred că se confruntă cu problema 3 sau 4 lei, da? 3 lei. Este cineva care încasează? Da, avem, deci noi încasăm această taxă prin SMS în principal. Și pot să vă dau procentul. Asta în secundar, principal. Nu, chiar în principal. Chiar în principal. Cam 55 cu 45. Dar nu asta. Avem cei care au și la intrare la izvoare și prin parc, au fost de acord și vând tichete. Și le-am dat gratuit, nu percep nimic. Și luni dimineața strânge... Eu când am parcat la... în spate la casino, am cumpărat tichet, nu în spate la casino, dar în spate la casino, pentru că am mers la o manifestare la Vila Mica, am cumpărat tichet de la Toneta de acolo, da? Bun. Dar asta... să nu facă ceva pozitiv, să creeze discuții. Mai era ceva în blocceac, un membru ceac. Da. Pentru a putea Bun, nu să ceva. Vorbesc atunci când vreau să vorbesc, da? Bun. Și... Bun. Haideți, eu cred că am discutat suficient despre izvoare, cred că lumea a înțeles că suntem pe un drum bun și urmează dezbaterea publică pe impozite și taxe și alte. Până la sfârșitul lunii noiembrie ne-am propus să avem conturate aceste aspecte și vă invit să fiți parte a procesului ăsta și să vă spuneți punctul de vedere, mai ales că scutim o dezbatere atunci. Ea tot o să se facă, dacă înțelegem... Acum este mai bine. Anul trecut, e adevărat că anul trecut nu prea am avut niște argumentații, pentru că nu știam, nu măsurasem cât ne costă să luăm gunoaiele și alte aspecte, dar anul acesta vi le prezint toate.
Mai este... Am omis să suplimentăm cu alegerea, proiect de hotărâre privind alegerea unui, desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Calității în Învățământ. S-a discutat ieri la comisie. Așa, și v-aș ruga să faceți o propunere în acest sens. Până acum era domnul viceprimar desemnat, deci acum nu mai are timpul disponibil de facere și de această activitate, da? Motiv pentru care... Propune. Nu Catrițașu Sergiu, dar în Consiliul de Administrație. Da, nu poate fi și domnul. Moraru Gabriel. Are copii, are implicat în școală. Da. Mai este altă propunere? Nu, e corect. Ce, domnul care are copii la școală? Otavă. Otavă copii la școală? Va avea, da, nu neapărat. Păi, are copii la școală. Deci, propunești pe domnul. Ne interesează calitatea învățământului, este important. Haideți să vedem cum... Da. Domnul Rotaru, vă participați la vot? Aici no. Punem la vot sau no. Rămâne doar? Da, deci rămâne doar domnul Moraru Gabriel. Cine este pentru? Domnul Mitanu, vă abțineți? Da. 13 de părere mea. Da. De-aia v-am întrebat cum a fost ridicat în mână. Da. Ca să propun domnul Duteanu. Domnul Sergiu, nu fiu obrajă. Da, nu mai puțin. Nu mai puțin, doamna Sică, la diverse, domnul Ionel are o solicitare. Știi eu, când am răspuns în învățământ, tu te jucai cu... Da, este o cerere, este, mai puțin, este o cerere adresată mie, nu este Consiliul Local, dar nu-i rău să știți, nu este singura, mai am și altele, dar las pe domnul Ionel, dacă dumneavoastră nu i-a adus-o, să nu-i fur eu plăcerea de a o prezenta. Domnule primar, vă rog, de cetățenii din Cerdac, Slănin Moldova, vă aduce la cunoștință. Gospodăriile au fost afectate de veitura din luna iunie. Vă rugăm respectuos și insistent să ne ajutați la amenajarea râului care a dus la inundarea gospodăriilor. Da, aici, e o solicitare adusă către mine. Nici n-aș vrea să facem din asta o practică. Râul ăla de la Hedegos, acolo? Nu, la Trincă, care merge la... La Dumnezeu, pe acolo, la Dumnezeu. Așa. Avem mai multe puncte afectate. Am reușit să facem cumva să poate să meargă lumea cu mașinile. Avem un minus la acest capitol. Știți foarte bine că n-am primit niciun ban de la anul acesta de la guvern pentru refacere de la inundații. Și din bugetul nostru, cât am putut, am făcut. Este cel mai probabil la primăvară, poate ne deblocăm cu toate situațiile astea, vom reuși, o să avem și un utilaj al nostru, poate reușim să facem puțin mai mult. În orice caz, am promis oamenilor pe care i-am trimis acasă că la primăvară vom reface sectorul de construcții al Util Prest, 4-6 oameni cu un utilaj, cu remorcă, cu ce se poate, să încercăm să ajutăm acești cetățeni, că vă spun sincer, nu au fost făcute niciun fel de lucrare pe pâraina asta și pe... Eu am fost acolo. Acolo apa curge mai mult pe drum decât pe lângă drum și se rezolvă problema asta. Au niște punți bieții oameni de trec să nu se... când e apa mai mare. Se rezolvă problema asta înseamnă două, chiar trei podețe care ar însemna costuri destul de mare. Nu mai spun gabioane și alte aspecte. Încercăm și vă promit și dumneavoastră și cetățenilor că voi face maximum cât putem să facem. Mai mult de atâta, la momentul acesta este foarte greu. Sperăm să ne redresăm și să reușim mai mult. Da. De clasă din Francis. Că te bine. Da, am mers.